Simona ar trebui să mai ridice sau să mai lase nasul mai jos și să nu uite de unde a plecat. Ție ți se pare? Ia să vedem. Ce? Ok, te întreb. Absolut toți, care au, absolut toți de-a lungul istoriei care au avut roluri mai mult sau mai puțin determinante în evoluția ei, atât umană cât și profesională, că până la urmă asta e profesia ei de jucătoare de tenis, ori s-au retras, ori scârbiți, ori spun cuvinte deloc măgulitoare la adesea, chiar sunt toți nebuni la un moment dat ce e singura normal. Uite, acum a murit fostul ei finanțator în vremea când n-aveau bani să treacă strada și copilul avea talent și n-avea cu ce să facă tenis, domnul Idu. Tu ai ascultat ultimul interviu pe care l-a dat domnul? Am văzut, am citit, da, am citit. Și nu e singurul. Poate că obligațiile sunt prea mari în momentul ăsta ca să-ți mai aduci aminte. Nu știu, încerc să mă pun în pielea unui. Da, spune, zi. Mie mi se pare că Simonei lipsește. Da. Nu știu, de motive de, dacă vrei, machidonism, de ținut de bani, de neîmpărțit cu nimeni altcineva și tot un staff cu adevărat profesionist, cum au adevărații jucători de tenis, dintre care face și ea parte. Nu vezi că e singura care stă cu doi cetățeni de cârpeală pe în jurul ei și că totul se învârte în jurul lui Taxu și cam asta e toată povestea? Bun, relațiile de familie sunt foarte importante. Dar uite-te și tu la tenismenii, ca să vorbim despre tenismeni, care au devenit industrii în domeniu, da? Echivalenții ei într-o anumită perioadă a ei de strălucire, da? Uită-te industria care e creată în jurul lui Federer, uită-te industria care e creată în jurul lui Nadal, uită-te industria care e creată în jurul lui Djokovic, care e de ăsta, de-al nostru, din Balcani, că nu e născut pe Fifth Avenue. La băieți e mai ușor la băieți decât la fete. La discutăm fete... despre... Da. Discutăm despre ce a fost, despre ce e în jurul Serenei Williams, discutăm despre ce e în jurul Mariei Șarapova, discutăm despre ce e acum în jurul Puștoaicii acestea, care pur și simplu a scos-o din pantofi pe Halep în ultimul meci, Iva Piatek, sau nu știu cum o cheamă, aia, nou miracol polonez, care a câștigat Roland Garros, parcă l-a câștigat. E adevărat, dar uite... În jurul fiecarei jucătoare din astea pomenite de tine, există totuși oameni din familia ei, adică sunt oameni care ghidonează cumva deciziile la... Păi nu, dar nu există numai oameni de... numai oameni din familia ei și doi argați pe care îi dai tu afară când pierzi cât tu mergi și te enervezi pe Twitter. Da, uite, Darren Cahill s-a întors lângă ea, adică uite, Darren Cahill vine înapoi lângă Halep, ar fi putut să nu mai vină dacă era chiar atât de rău, cred. Adică la prestanță. La un milion și ceva pe an cât împușcă Darren Cahill și pe care nu îi împușcă orice antrenor din circuitul ATP, s-ar putea să te gândești de mai multe ori dacă ești fițos sau nu. Plus că el are de bine de rău o stabilitate financiară, are o imagine, are o carieră, poți să mănânci o pâine și din postura de comentator Eurosport, înțelegi? De-aia își permite mai multe lucruri. Îți aduce aminte că la un dat i-a zis o extrem de politicos Simonei să lase nasul mai jos și să învețe să se comporte cu lumea și până atunci, până când se reevaluează ea, el pleacă o perioadă în prejurul ei? Încerc să-mi aduc aminte dacă așa a fost declarația, dar nu știu. Dacă vrei, căutăm declarația în mod exact și o să vezi. Era pe vremea când Simona a reproșat tuturor toate greșelile ei. Toți erau de vină de toate greșelile ei și o făcea zgomotos. Ții minte episoadele alea penibile și cu antrenorul Ante Cahill, era ăla, Uim Fizet sau cum îl cheamă. De la umilit pe ăla în turnee. Și striga la el de s-au făcut știri pe tot globul pământesc. Da, dar uite, față de Ion Țiriac are un respect fenomenal. Mă uit la mereu la relația și mă uit la relația dintre ei doi și uite, cu Țiriac nu se întâmplă lucrurile astea. E mai greu să faci cu bătrânul ce faci cu restul lumii, mai ales că pe lângă faptul că omul a și jucat tenis și n-a jucat tenis. Eu tot iau pe ăștia cu jucători mediocri. Jucătorii mediocri n-ajung în finala Cupei Davis și n-ajung în primii 20-30 ai lumii, cum a ajuns Țiriac. Da, în comparație cu Ilie, a fost mediocru, că Ilie a ajuns numărul 1 și a fost un talent nativ. Da. Dar în comparație, să fii al 20-lea, al 30-lea de lume și să joci... Finala celui mai prestigios turneu, că până la urmă un turneu de echipe și să câștigi chiar niște titluri de mare șlem la dublu nu înseamnă că ești un jucător mediocru. După părerea mea, jucătorii mediocri câștigă în Herăstrău la BTT acolo, nu la Roland Garros și la Wimbledon. E greu, cum să spun, Țiriac are și un lung palmares de pune tu victime în spate, plecând de la Guillermo Vilas, continuând cu cine vrei, Goran Ivanisevic sau cu Boris Becker. Da. Să năruie pe tine planeta, prietene. Cum să spun, Halep este un full glass car a istoriei în comparație cu ce a trecut în mâna lui Țiriac.
Și de asta, na, și până la urmă, iar eu apreciez faptul că Țiriac să încăpățânează să o ajute. Dacă mă întreb să încăpățânează să ajute și pe SNS, dar asta e altă discuție. Cum se poate ajuta? Cum se poate ajuta? În orice fel. Financiar, prietene. Orice bănișor care vine e binevenit la domnul Țiriac și știm foarte bine toți treaba asta. Și după părerea mea, după spatele Simonei Halep, încă să mai poate face un bani.